Sunt 17 apartamente și noi am executat instalații de gaze, instalații sanitare, instalații de încălzire și chiar și instalațiile electrice. Salutare, dragi prieteni! Bine ați revenit la librăria TV Nexo Install. Sunt Sorin Lăpădatu și astăzi sunt alături de colegul nostru, Marius Pârvan. Salut, Marius! Salut! Suntem la un bloc unde finalizăm toate instalațiile pe care le-am executat aici. Sunt 17 apartamente și noi am executat instalații de gaze, instalații sanitare, instalații de încălzire și chiar și instalațiile electrice, absolut toate instalațiile. Marius, aș vrea să ne spui instalațiile de încălzire din ce le-am executat. Instalațiile de încălzire sunt executate cu țeavă PEX, cu distribuitoare și cu centrale termice Buderus. Avem 17 centrale termice Buderus, nu? Aici urmează să montăm centrala termică. Mai întâi o să dăm gaura pentru evacuarea gazelor arse, pentru coș. E ultima centrală termică, nu? Ultima centrală termică. Încă o gaură pentru ventilator. Și apoi urmează să montăm robineții, filtrele și centrala pe coș. Deci avem tur-retur, apă rece, apă caldă. Și lângă avem și alimentarea cu gaz, instalația de gaz. Am executat cu distribuitoare, nu foarte mulți constructori optează pentru distribuitoare și pentru țeavă PEX. Este mai scump, dar este o lucrare de calitate. În legătură cu instalație sanitare, am văzut că mai avem un apartament în care trebuie să mai montăm obiectele sanitare, nu? Ce faceți? Legătura de scurgere pentru cadă. Am baterie montată, urmează siliconată, după care o să montăm cuveta și WC-ul în spate și baia este gata. Evacuarea de ce este aici. Alimentare cu apă, 110, avem alimentare cu apă. Cum ai fixat-o, tablă, pe cadă, pe suporturile alea? Ea se fixează în felul următor. Are de sub în partea din lateral două sisteme tip L, care se fixează în faianță. Și în partea de jos, picioarele de susținere ale ei. Apoi s-a raportat partea de scurgere. Și apoi s-a montat panoul frontal de alimentare cu apă către duș. Suntem deja pe finalul montajului cu obiecte sanitare. Noi montăm și căzi și WC-uri, vasurile sanitare care sunt în apartament. Ce ne poți spune despre instalația de gaz? Instalația de gaz a fost executată tot de noi. În acest moment se montează cablurile electrice, se leagă electrovanele și se montează senzorii de interior. Ce faci el aici? Alimentează electrovalva. Ce rol are electrovalva? Electrovalva are rol de a opri, asista gazul în momentul în care primește impuls electric de la senzorul de gaz din interiorul apartamentului. Și de a salva viața oamenilor. Ați fost dezamăgiți că instalația de gaz a fost un pic cam lungă. A fost un pic cam lungă și foarte multe îmbinări. Probele de presiune, Marius, am înțeles că au fost făcute aici parțial. Pentru conducte? Pentru fiecare tip de instalație în parte, pentru apă caldă, apă rece separat și pentru încălzire separat. Acum urmează a ce face după montajul obiectelor și restul testelor de presiune. Când le vom face, Marius? Mâine. Mâine? Așa târziu? Da. Suntem în grafic cu lucrarea? Da. Ne-am mișcat destul de repede, destul nu? Destul de repede. În momentul acesta sunteți doar două echipe aici pentru că suntem pe final. Da. Super. Până data viitoare! Țineți aproape. Și nu uitați, like, share și subscribe.